Bine ai venit la lecția de limba și literatura română pentru clasa 5-a, dedicată textului narrativ literar. Andrei este elev în clasa 5-a și este prieten cu Mihai dintre a 7-a. Se apropie ziua de naștere a lui Mihai și Andrei dorește să-i cumpere în dar o carte. Știe că Mihai citește cărți care cuprind texte narrative literare. Pentru că nu știe cum să aleagă o astfel de carte, o întreabă pe profesoara de limba și literatura română. Aceasta îi răspunde să aleagă o carte de beletristică în care există narațiune. Andrei se hotărăște să caute pe internet și ajunge la o adresă care cuprinde catalogul editurilor din România. La categoria beletristică descoperă că există cărți din literatura română și din literatura universală. Așadar, cărțile de beletristică aparțin literaturii artistice. Beletristica sau literatura artistică cuprinde scrierile realizate de scriitori în diferite perioade și în diferite limbi și care sunt considerate valoroase. Abia acum înțelege că prietenul lui, Mihai, citește cărți de ficțiune, care se bazează pe o reprezentare imaginară a realității. Pentru a alege cartea potrivită, Andrei mai trebuie să știe ce înseamnă un text narrativ. Pentru aceasta, își aduce aminte de informațiile pe care le-a primit la orele de limba și literatura română. În literatură, narațiunea înseamnă expunere sau relatare în formă literară a unui fapt, eveniment, a unei acțiuni și este specifică textelor care aparțin genului epic, adică acele texte care se bazează pe narațiune. Textul narativ literar este un tip de scriere specific literaturii artistice, bazându-se pe o expunere, pe o relatare a unor fapte, a unor evenimente. Textul narativ literar este o creație realizată prin îmbinarea dintre reprezentările subiective asupra realității și imaginația scriitorului. Un text narativ literar are câteva elemente specifice, și anume, un narator, adică o voce imaginată de autor pentru a povesti acțiunea, adică succesiunea de întâmplări care sunt plasate în timp și în spațiu. Personajele sunt participanții la acțiune. Acum, Andrei cunoaște trăsăturile textului narativ literar și poate alege cartea potrivită pentru Mihai, prietenul lui. Se hotărăște pentru cartea Elevul Dima dintre a 7-a de Mihail Drumeș. Din prezentarea cărții, află că este vorba despre aventurile adolescentului Grigore Dima. Cu siguranță această carte este un text narativ literar. Îți propun să citim în continuare un fragment din această carte și să ilustrăm apoi trăsăturile textului narativ literar pe baza fragmentului citit. Elevul Dima dintre a 7-a, de Mihail Drumeș. Fragment. Mâine se deschid școlile. Nu cred să fie așteptat cineva ziua asta ca mine. Noaptea, care trebuie să-i facă loc pe pământ, rămâne albă. Nu pot să închid ochii. Un frământ, o nerăbdare ciudată îmi fură somnul. Când zorile surâd la ferestre, sar din așternut și primul meu gând e să aflu cât e ceasul. Pendula, draga mea prietenă, mi l-a ghicit. Bate 4 lovituri sonore prelungi care răsună prin toată ființa mea. Peste o oră plec cu tata la Craiova. Toți ai casei s-au trezit. În sufragerie, ceaiul mă așteaptă fierbinte. Îl sorb în grabă. Mama, care îmi pregătește de 3 zile bagajele, tot mai găsește câte ceva de pus. E îngrijorată și tristă, de parcă m-aș duce la război. Îmi dă mereu sfaturi cum să mă păzesc de răceală, de colegii răi și de altele.
Vine și tata. Mama îi spune: Stroie, trebuie neapărat să vorbești cu directorul, să-l supravegheze îndeaproape. Tata încuvințează tăcut. Pare cam plictisit de atâtea stăruințe. Îl cunoaște pe directorul liceului, au fost colegi de facultate. Asta nu-i rău deloc. Cobor în curtea casei, afară e răcoare și umed. Simt un fior de gheață prin șira spinării. Încă nu s-a crăpat de ziua. Văzduhul e o umbră deasă care topește zările. Dealul din spatele casei arată ca o matahală apocaliptică, gata să se năpustească asupra mea. Grivei, dulăul, răsare deodată ca din pământ, se gudură și sare cu picioarele pe mine. Îl cert, dar lui nu-i pasă. O zbughește prin o gradă răsfățat. Alerg după el fără să-l prind. Latră voios și pare bine de joacă. Vrea joa cu mine la oraș, dar nu se poate. E în stare să sfâșie oamenii de acolo, sălbaticul, căci nu prea știe multe. Mă abat pe la grajd. Moș Ioniță a scos trăsura din șopron. Acum înhamă caii și pufăie tacticos din lulea. Bună dimineața, moșule! Mulțumim dumitale! Te sculași cu noaptea în cap, ai? Ce să fac, Moș Ioniță? Trebuie să mă duc la școală. Hei, domnișorule, e bună învățătura. Pe vremea mea nu se pomenea de așa ceva. După prima lectură a textului, putem observa că naratorul este și personaj, deoarece folosește verbe și pronume de persoana întâi. Acțiunea redă succesiunea întâmplărilor referitoare la plecarea personajului narator Dima la școală la Craiova. Timpul desfășurării întâmplărilor este dimineața de vreme, începând cu ora 4 pe parcursul unei ore. Spațiul desfășurării întâmplărilor este casa și curtea casei părintești. Personajele sau participanții la acțiune sunt Dima, personajul narator, mama, Stroie, tatăl personajului narator, Moș Ioniță și câinele Grivei. Din universul ficțional al textului narativ literar nu fac parte scriitorul și cititorul, deoarece ei aparțin lumii reale având o identitate reală, dar atât scriitorul cât și cititorul pot călători cu aripi de cuvinte. Scriitorul imaginează și scrie textul, iar cititorul îl recrează prin lectură pe ecranul minții sale. Mihai, prietenul lui Andrei, este un cititor de literatură, îi place ficțiunea și preferă textele narrative literare. Când citești un text narativ literar, îți recomand să-ți manifesti curiozitatea punând întrebări. Prin întrebarea cine a scris, afli cine este scriitorul, adică autorul textului. Dacă autorul a scris într-o limbă străină, atunci observă cine este traducătorul textului. Prin întrebarea cine povestește, afli cine este naratorul textului. Dacă naratorul este obiectiv, adică detașat și neimplicat în acțiune, sau este subiectiv, adică este un personaj narator. Prin întrebările ce, unde și când, afli informații importante referitoare la ce se întâmplă în text, la succesiunea de întâmplări care se desfășoară în timp și spațiu. Prin întrebarea care sunt personajele, afli participanții la acțiune. Și nu în ultimul rând, adresează-ți ție întrebarea ce simt și ce gândesc. Astfel, devii un cititor experimentat, capabil să apreciezi valoarea unui text narativ literar. Îți doresc lecturi plăcute!